Și foarte realistă, după părerea mea, a fost ca ceea ce rezultă din activitățile respective să nu fie doar creația dascălului, ci să fie o creație comună a dascălului alături de cursanți. Proiect foarte important, a fost o activitate interesantă, cu beneficii de ambele părți, adică atât de partea studenților, cât și de partea experților implementare curriculă. Astfel am avut posibilitatea de a-mi îmbunătăți cursul, deoarece am adăugat noi surse bibliografice, noi metode de predare, noi aplicații, exemple noi, iar studenții au devenit mai interesați datorită introducerii componentei aplicative în domeniul lor de studiu. A fost mulțumită atât profesorii cât și studenții, dar am observat o creștere a motivației lor de a participa, de a pune întrebări, deci aș avea un feedback pozitiv vis-a-vis de întrebarea noastră. Pe de parte, cred că au fost beneficii comune, că între cadru didactic și studenți s-a creat o coeziune mult mai amiabilă, mult mai conlucrătoare, ca să spun așa. Fiecare a fost liber să-și expună pretențiile și să evalueze modalitățile în care ni le-am realizat. Efecte pentru studenți, că mai vor, și efecte pentru profesori, că mai vor și încă un proiect asemănător. Da? Pe de o parte, suntem stimulați să aplicăm metode noi, ceea ce au spus și alte vorbitori mei. Pe de altă parte, cred că suntem motivați și de dinamica evenimentelor din viața reală, care ne oblige, în profesor, să ne adaptăm mereu cursurile la nevoie.